întrebare despre care am discutat puțin și mai și să te întreb dacă mi s-a părut mie să dacă într-adevăr Sebastian Gelaș și mine există o legătură foarte puternică între scris între literatură și muzică. cred că ține romane, proza, romane, ține de o problemă de ritm, de a găsi ritmul, de a găsi prima propoziție, a doua propoziție, prima pagină. După care tragi de propoziția aia ca un fir ieșit dintr-un bulor și se descoase tot, se deșiră tot. Știi? Spre exemplu, Marchez, când a scris Verbul de Singurătate, tocmai pentru că nevastă sa pleca în concediu. Era cu Mercedes, cu nevastă sa în altă mașină, într-o mașină cu altă de altă firmă. Și a zis, trebuie să ne întoarcem, că știi toate poveștile pe care ți le-am spus despre copilăria mea, pe care le-am zis la bunici, la mătuși și la... Știu în sfârșit cum să scriu. Am primele propoziții, am găsit ritmul, am găsit tonalitatea, am găsit... Și asta e foarte important și ține cumva de muzicalitate. Și te ajută muzica să găsești tonalitatea cărții? Da, ține de... Știi că și în muzică, când am pauză dintre sunete, îți dă melodia. Dacă pui toate sunetele unul după altul, nu iese nimic. E un... Pauză dintre ele îți face tot. Așa e, cred că e și în scris. Îți trebuie ritmul. Apoi ai acces la lumea aia. Și dacă trebuie să ducem puțin mai departe apropierea asta și să te joci după puțin, ai putea să asemuiești cartea ta, romanul tău, cu o melodie? Sau ce melodie ai alege? Ce ți sună așa pe funda când o citești? Dar, sincer, nu știu, am scris o parte din ea, în partea finală, cu un concert Metallica, un concert de lumină. Și crezi că s-a transmis ceva și în carte? Nu știu, da, poate că undeva finalul e mai alert, e mai în forță, e mai, da. Mai direct, mai la un moment amplat. Dar, cred că țin de un soi de muzicalitate care e dincolo și de muzică și de roman. Știi, de acolo, până la urmă, de acolo pleacă și una și alta. Bun, și pentru că ai adus aminte de momentul acela de inspirație, așa a fost pentru tine scrierea cărții sau a fost o muncă mică lua, să ai stat zi după zi și ai lucrat de aia? A fost o muncă mică lua și am scris foarte tot și am reluat ce am scris. Și am descris, și am tăiat, și am... Așa a fost. A fost o perioadă de... Am început de a scrie în anumite pasaje, de a tot descoperi zone din lumea, din interiorul cărții. Știi, așa că am, să zicem, un continent în care mă iei dintr-o pădure, te mai la un oraș, te mai uiți peste tot și așa, am plecat dintr-una într-alta până am... Până am mers peste tot. Și trebuie să spun o întrebare în Italia, să căutăm ceva din tine, Sebastian? Cam tot. Nu. Adică mult. Nu. Mult. E un precipitat al, cum o, pe de-o parte, a experiențelor legate de Bucureștiul ultimilor 10 ani, să zic. Pe de altă parte și o congruență, o intersecție a prietenilor mei. Ai folosit și da, m-am folosit de... M-am folosit de oameni din jur. S-a spus după... Nu. Nici fețe, nici tipuri verbale, nici... Nu. Și atunci dacă... Nu știu dacă e bine sau rău. Da, și atunci dacă tot Sebastian are ceva din tine, mănâncă pasajul acesta, presa, stilul textelor din ziare, vă deforma scrisul și vă afecta romanul pe care vreau să-l scrie, e o îngrijorare reală pe care... Da. Mai exact a fost.
A fost, am ajuns la concluzia, poate proastă, nu-mi dau seama că nu știu cum o să iasă și pe viitor ceea ce scriu. Dar cred că presa îți creează anumite dexterități, îți creează un exercițiu zilnic al limbii, al dicționarului, al, pe de altă parte, al accesului la... ai acces prin fie și doar prin citirea presei zilnic, ai acces la tot felul de întâmplări, ai acces la... întrevezi mereu undeva o dramă, o chestie ironică, ceva, te exersezi continuu ca mental, știi, asupra e literatura în tot, până la urmă, știi, și ții, păstrezi un, e ca un antrenament, joci odată pe săptămână, dar în fiecare zi trebuie să te antrenezi, știi? Cam așa am ajuns să o văd. Păi și atunci te-am uitat. Teama a fost. Asta ziceam, a fost, dar e... adică te gândești că vei pica de fiecare dată într-o zonă de, să spunem, de suprafață, într-o zonă facilă, într-o zonă poate comercială, deși nu neapărat, dar că vei patina deasupra unei realități foarte, foarte comestibile, care arde rapid și dispare și în care nu rămâne. Și atunci și tu, și Sebastian, în carte, ți-ai dorit întotdeauna să scrii ficțiune. Sau da. De când ți-ai dorit? De când așa ți-ai De când? Vremea profesorat, trebuie să abia te leagă să-mi trebuie să începi. Nu, cam de când m-am apucat de citit. Așa, eu încă la modul serios, la modul că trebuia să citesc, îmi dădeam seama că vreau să citesc, că îmi place foarte mult. Băi, cred că târziu față de ce aud în jurul meu, că sunt numai citesc de la 2 ani, de la 1 an, de la minus 3 ani, de la, știi, da, nu. Mă recun târziu, 15 ani, 16 ani. Dar cred că a venit în urmă nevoie, adică a fost o chestie organică, mi-a plăcut și am început să fac. Și de atunci am vrut să scriu. Adică am vrut să fac și eu astfel de lucruri. Mi-au plăcut frumos să faci. Și când ai creat această lume, ai avut în minte că nu-i portret robot în viitor. Întreb asta mai ales pentru că aș îmi să spun că nu e foarte ușor să te prindă la momentul tău. Primele pagini sunt mai greu de digerat. Trebuie să mușchi puțin din ea ca să înceapă să-ți facă. Da, trebuie să faci. Nu, am avut mereu un cap și cred că încă mai am. De fapt, un cap cumva pe umeri, așa știi, scriitori, la care mă gândesc de fiecare dată și ține de perioade, știi, mă gândesc pe carte, dar și pasajul ăsta, știi, dacă citi capitolul ăsta, dacă citi cartea asta, știi, cum mi s-ar părea. Dar e la fel, e ca un dialog, știi, mă gândesc ce mi-ar spune despre anumite construcții, mă gândesc ce aș spune eu lui, în apărarea mea, evident că de fiecare dată sunt, să spun așa, certat de acești scriitori pe care îi duc pe umăr în timp ce scriu. Dar ei ar fi lectorii pe care i-am... Și atunci ce contează mai mult? Cum a reacționat critica la cartea ta sau cum a reacționat scriitorii? Băi... odată cum au reacționat prietenii, oamenii pe care i-am aproape, știi? Apoi da, de asta am scris. Mă gândesc că e cumva o carte, e o scrisoare de asta pe care o dai așa la mulți, știi? O dai la oamenii cunoscuți, o dai la... altfel n-are niciun... Și vrei ca celălalt să, odată să înțeleagă despre ce vorbești, altă dată să intre într-un soi de rezonanță cu tine, să aparțineți aceleiași lumi. Știi, ca să poți să ai dialog, trebuie să renunți cumva la tine. Știi, dacă începi în dialogul ăsta, știi, eu am dreptate când îți zic că nu știu ce știi, nu, eu am dreptate când îți zic că e imposibil să mai avem un dialog. Dar o carte sau
ficțiunea cred că e în zona asta a dialogului. E într-o zonă, într-un no man's land, într-o zonă intermediară, unde tot discută cititorii cu scriitorul, știi? Tot discută, cititorul totuși pune întrebări despre ce a vrut ăla, dacă e vorba despre lumea mea, dacă și eu așa văd acele lucruri. Apoi, scriitorul se gândește și el de fiecare dată că vrea ca lumea despre care a vorbit, a dezvăluit-o, a inventat-o, cum vrei să-i spui, știi? Are o rezonanță în ceilalți o văd și ei, le aparține și lor. Sincer zic, cred că am avut dialoguri mult mai proprii, mai personale, mai intime cu scriitori care au murit de zeci, de sute de ani decât am avut poate cu oamenii apropiați, știi? Prin cărțile lor, știi? Și prin asta cred că e ficțiunea și literatura înseamnă ceva.